În acest moment suntem în ultima fază a construcției, se vopsește și în următoarele zile, dacă timpul ne va permite, se va monta. Mai avem de montat suporturile de la cabluri și cablurile în fine și dalele care le vedeți că sunt aceia. Deci lucrările care sunt de acum încolo sunt de scurtă durată și se vor realiza foarte repede, pentru că montarea dalelor se va face aproape într-o zi, precum și montarea suporturilor de cabluri într-o zi, două, sperăm să fie terminate. Durează partea de retușări, vom face acolo sus, pe balustradă, o protecție pentru trecători, ca să nu cumva să treacă acolo. Va mai dura un pic perioada asta de aranjare, să zicem, de ajustare a construcției, să fie în cele mai bune condiții, dată în folosință pentru oameni. Ultima finanțare care o avem cu Ministerul Dezvoltării este semnată, parafată, realizabilă. Este vorba de ultima tranșă de bani pe care trebuie să livrăm firmei constructoare și cu asta se va încheia și construcția. Deci tot ce depinde de materiale de construcții există aici în șantier și nu necesită alte probleme. La 500.000 de euro, atât a costat această trecere. Bineînțeles că e probabil că e un pic subevaluată, undeva ar fi la cu ceva până la 600.000 de euro ar costa în realitate acum dacă s-ar lua prețurile din acest an, din 2015, dar constructorul nu s-a gândit să mărească valoarea și a executat-o la valoarea care au licitat-o. Someșul a fost o problemă deosebită, pentru că multe femei au născut pe malul Someșului, mulți s-au îmbolnăvit și a trebuit să trecem cu barca, sau probleme deosebite care ne-au creat Someșul. Întotdeauna, prima știre în fiecare în centrul satului era cum să trece Someșul, dacă se trece sau nu se trece. Vă dați seama, sunt și acum, sunt navetiști, sunt copii la școală, la Eleanda, la liceu, care fac naveta și în fiecare zi își punea viața în pericol. Iar părinții stăteau pe mal și așteptau cu inima strânsă să vadă dacă vin sau cum va trece, cum va fi. Majoritatea știau să mânuiască barca, dar își puneau și viața în pericol. Și de-aia în fiecare an s-a angajat câte un cetățean care știa să manevreze barca și care stătea în permanență aici. Exact cum se făcea cu ciurdarul pe vremuri la ciurd, așa era și la poța, angaja un cetățean și se stabilea o taxă de către cetățeni. Acum, în ultimii ani, de când știu eu sunt aici prezent din 1979, în fiecare an a murit câte un cetățean. Cel mai greu a fost pentru mine să anunț o familie a cărui deci capul gospodăriei sau tata a murit pe barcă în plină vară și a trebuit să-i dau anunțul familiei respective că le-a murit soțul și au rămas acasă 5 copii. Deci tot pericolul, tot apa da. Someșului. Tot apa deci, aproape 40 da. De decedați sau mai mulți. Da, și copii tineri, au fost și câțiva copii foarte tineri, de 19 ani am avut câțiva, am avut la vârsta în plină forță. Din neglijență au căzut în apă și apele nu i-a iertat, Someșul nu a iertat. Să sperăm că aventura pe Someș s-a încheiat, iar viața cetățenilor. Deci asta a fost și motivul, cel mai mare dorința noastră să facem acest pod, ca să scăpăm de acest coșmar a trecerii peste Someș. Vă dați seama că la fiecare trecere într-o barcă din asta, care spunea viața în pericol, avea o strângere de inimă, sau mai ales în plină iarnă, când nu se putea trece decât pe gheață, atunci era mai groaznic. Când ajungeai pe la mijlocul Someșului și te trezești cu o frică de nedescris. Deci toate aceste motive ne-au determinat să-i scăpăm pe cetățeni de aceste probleme. Și sigur că prin construirea acestui pod sperăm ca valoarea zonei să crească puțin, să fim altceva decât suntem acum. Să mai ne viziteze și altă lume mai. Sperați des. Și reîntorcerea tinerilor acasă? Bineînțeles. Sperăm că câțiva, cel puțin, suntem la o distanță destul de mică, de Baia Mare, de Dej, cam la 50 de kilometri și mulți poate vor inventa ceva, o mică afacere sau altceva. Și așa avem câțiva care întreprinzători. Avem foarte multă pădure care o exploatăm și vin alții și ne-o duc, care ar putea să facă alții aici pe noi. Un lucru mai
mai mare, nici nu cred că ar fi posibil pentru noi. De ce? Cel mai important lucru. De ce? De exemplu, copiii noștri spre Baia Mare merg spre Dej și le-ar fi foarte aproape. Cât ocoleau până acum? Păi nu știu, vreo 30 de kilometri, cred că. Și pe drum rău? Păi da, foarte rău. Ajungeau mai târziu, cu mult, păi decât da. Ar fi în ala? Păi da. Și în plus să strică mașinile pe drumul rău, nu? Ceva logic. Un lucru foarte, foarte mare pentru noi. Credeți că o să se uite altfel, cel puțin tinerii, la satul lor natal după ce va fi gata podul? Se vor gândi oare să vină înapoi? Categoric. Categoric. O să vină mai des. Oricum vin, dar dacă ar fi terminat podul, ar fi și mai bine. De acum, exact de aici, de la mine, din curte, rotă, în jur de 15 km dus, deci 30 de km. Va fi economia spre Baia, de la Răstoci, intersecția Baia Mare, deci Cluj, încolo. Deci rotă pe aici. Să scutește în jur de 10 km. Încolo, 20 de km la Răstoci și înapoi. Deci va fi bine. Va fi foarte bine, nu bine, foarte și foarte bine. Da, pentru toate satele, nu pentru tot satul. Deci pentru toate satele din comuna noastră, din comuna Letca, comuna Ileanda, Răstociu, toată lumea. Toată lumea vine aici la noi, la pădure. Deci nu am cuvinte să vă spun eu, bucuria bucuriilor. Pentru toate satele, domnul, nu numai pentru noi, satul Cormeniș. Ați crezut că îl veți vedea gata? Poftim? Ați crezut că îl veți vedea gata? Într-un timp i-am cam pierdut speranța, dar pe urmă dânsul a fost primarul pe aici pe la noi, domnul Sabău, să nu tragem nădejde că va fi gata. Dânsul tot așa ne-a spus că orice început are și un sfârșit.